Marți 24 octombrie, râmnicenii iubitori de teatru au ocazia să-i vadă pe scena Centrului Cultural Florica Cristoforeanu pe actorii Florin Busuioc, Adelaida Zamfira și Gheorghe Ifrim în comedia Fidelitate de Ceas Palminterii, în regia lui Dragoș Câmpan. Piesa Fidelitate este amuzant scrisă ca situație, cu lovituri de teatru spectaculoase, cu replici pline de umor și cu personaje bine construite. Ai plătit la o femeie ca să vă expiați? Nu, niciodată. Aici că-i cunoscă prietenii tăi. Bine, mă rog, o singură dată când eram puși la o petrecere a Burlacii. Și ți-a plăcut? Dar ce te-a apucat? În relația unui cuplu de oameni avuți, Maggie, Adelaida Zamfira și Jack Florin Busuioc, ajunsă într-un impas, intervine un ucigaș plătit, Tony Gheorghe Ifrim, și el cu probleme psihologice. Acțiunea, conflictele sunt dibaci expuse dramatic, cu savoare comică. Autorul se dovedește că știe a scrie comedii cu motivare psihologică în relații și subtile trimiteri spre actualitatea curentă. Dacă un bărbat nu-și înșeală nevasta fiindcă e sărac și urât și nu se uită nici dracul la el, e cu adevărat credincios? Hm? Sau dacă o femeie nu-și înșeală soțul de frică că i-ar vrea, dar știe că omoară bărbatul dacă află, e cu adevărat credincioasă? Fidelitate este un spectacol de la care nimeni nu poate pleca dezamăgit. De la regizor, scenograf până la cei trei interpreți de excepție, Fidelitate ne arată că teatrul independent activează consecvent cultural, fără sofisticări derizorii de imagine, fiind direct în comunicarea cu haza unor fotografii desprinse din actualitatea zilelor noastre. Spectacolul Fidelitate, programat marți 24 octombrie, va începe la ora 19 în sala Centrului Cultural din Râmnicu Sărat. Biletele se găsesc la casa de bilete a sălii de spectacol, prețul unuia fiind de 50 de lei.